La ce? Suflet a făcut așa? Tensiune? Alex, cum nu? Ce se întâmplă cu suflet, Alex? Probă simplă, suflet de legume. Cu e asta? Al meu, șef. E crud? Bun. E bun? Ăla-i crud. Toate au gust de omletă. Asta cui? Toate. Al tău, Irmia? Ce se întâmplă? Ah, mă duc să văd ce-o sufleul meu, dacă pot să îl aduc. Wow. Oh, da. Deci, uite, așa arată un sufle. Ca să învățați și voi. Tudor, nu de asta. Vreau să spun ceva ție. Nu cuvântul, vreau să te pup. Nu credeam că reușesc. Da, deja am prins găina. Da. Am tremurat toată proba. Felicitări. Oh, extraordinar. Astăzi, Tudor a dat lecția. Cum a ieșit sufletul Tudor? Nu am văzut atâta ani de zile. Îi spun eu, șef Haddad. De 10 ani. Nu ce e că... E verbindea. Ce gust! Ce-a pus? Măi, ești nebun! Ce plăcere! Da, asta ajung. Puțin dulce, da. Dar simte toate, simte de gruie, adică altceva. Hai, hai, exagerată. Da, chiar a fost o lecție. Acum însă, nu vreau să plec din concurs fără rețeta lui șef Tudor, deci asta e sfântă. Deci, Doamne, eu n-am mai văzut niciodată un suflet așa. Dacă am cerut umilire, asta e exemplu pe față. Ne-a umilit pe toți. Ma. Mama, mama mia, Tudor. Primul a ieșit așa și a doilea, în cuptorul, m-am deschis ochii, a spus, vai de mine, nu vine să cred. Așa, așa cu poziția, da? Și așa, dublu, spre 3 ore. Așa a ieșit. Wow, ce suflet a ieșit lui Tudor. Doamne, ferește. Și ale naiba stăteau de ziceai că erau împăiate. Și ale noastre, cum le-am luat de la cuptor? Să nu-i rușine, eu? Să nu-i rușine să bag asta pe Facebook-ul meu. Mulțumesc, șef. Bravo. Mulțumesc. Reacția lui șef Joseph. Deci... Poate că eu astăzi am simțit că am primit un premiu. Chef Joseph a fost un idol în copilăria mea, aveam doar 17 ani când l-am cunoscut prima dată. Îi mă uitam la el ca un zeu și astăzi să văd că gustă dintr-un produs făcut de mine și să aibă reacția asta, este o recunoaștere și o satisfacție pe care mi-e greu să o exprim în cuvinte. Aici a fost tema, a fost o lecție pentru 6 concurenți cel mai bun în Top Chef anul 2013. A făcut mult comentarii.